Începem ședința ordinară din luna iulie. Este prima ședință pe care noi o ținem după intrarea în vigoare a codului administrativ. Avem invitați de onoare la această ședință ordinară. Este vorba de președintele raionului Soroca, din Basarabia noastră dragă, de prima ministrului, împreună cu doamna secretar al raionului Stella Zabian și domnul Grigore Bucătaru, șef al secției cultură și turism. De asemenea, au fost și sunt astăzi prezenți, au fost invitați și sunt astăzi prezenți copiii noștri din comunitatea noastră care au luat 10 pe linie la evaluarea națională, cât și la examenul maturității la bacalaureat. I-avem de asemenea directorii și directorii executivi ai instituțiilor și serviciilor publice din suportarea Consiliului Județean. Așadar, vă propun să începem ședința noastră de astăzi prin intonarea celor două imnuri de stat. De astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din 19 iulie 2019. Doi proiecte de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite elevilor din județul Bacău, care au obținut în anul 2019, media 10 la evaluarea națională și bacalaureat și locul 2 la concursul internațional de dans clasic coreografie. Trei proiecte de hotărâri privind finanțarea proiectului, construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului, capacitate de 1.900 locuri în satul Rublenița, Raionul Soroca și aprobarea încheierii acordului de finanțare între Raionul Soroca prin Consiliul Raional Soroca și județul Bacău. Patru proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean Bacău-Făraoani, tronson Nicolae Băcescu-Făraoani. Cinci proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea și modernizarea drumului județean Blăgești și Băsești. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea și modernizarea drumului județean 252F în curent din Foreni.
7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului economice actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții construire pod pe drumul județeanul 143 B la Medelen. 8. Realizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drumul județean 118B, sat Strugari, sat Rechitiș, județul Bacău. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drumul județean 207F, Brej, Bistrița, Pădurei și Săucești. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice actualizați pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare drumul județean 123 limită județ Harghita, Valea Muzului, Dărmănești pe o lungime de 6,3 km în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea acestui obiectiv, drumul județean 123, sectorul de drum pe o porțiune de 6,3 km în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului modernizarea drumului județean 241B, Pădureni, Codovana, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean 2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat modernizarea drumului județean 241 Pădureni Codovana în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului modernizarea drumului județean 152A Corgești, Trecătăul de Jos în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean 2017 pentru privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea acestui obiectiv de G252A, Corgești, Trecătăul de Jos. 16. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropiere a unui imobil în teren proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, extindere și modernizare cale de acces unitatea de primire urgență pediatrie, Spitalul Județean de Urgență. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil în teren în suprafață de 1900 m pătrați situat în municipiul Bacău, înscris în cartea funciară 36.993, având număr cadastral 13.094. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil în teren în suprafață 232 de metri pătrați, situat în Bacău, strada Mihai Viteazu. 19. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a imobilului, având număr cadastral 8497, din municipiul Bacău, calea al dr. Alexandru Șafran, aflat în domeniul public al județului, vederea trecerii imobilului teren în suprafață de 116 metri din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil fost depozit pesticide, podul Turcului în domeniul public al din domeniul public al județului în domeniul public al comunei podul Turcului. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție la unei instituții aflate în suportul Consiliului Județean Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 23. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor ca urmare a înființării și avizării funcționării serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Mărgirei. 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Casa Holțăr, azi sediul Direcției Județeană de Cultură, în localitatea Bacău, strada Cuza Mândă, numărul 6. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2019. 26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul în curs. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Interpunitate pentru Salubritate Bacău. 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport public de persoane prin servicii regulate.
aprobat în hotărârea Consiliului de Țară din 2012 cu modificările și completările ulterioare pentru valabile pe perioada 1 ianuarie 2014-30 2019. 29. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiție, construire, parcare, ansamblu spitalicesc, strada Cârnea Mărășești, numărul 20B și pentru aprobarea indicatorului grupului economic aferent. 30. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, în vederea organizării desfășurării proiectului Doamna Macoveană a Scriitorului Ediției a Scriitorilor, ediția 1. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului microeconomic a obiectivului de investiții, lucrări de extindere și dotare bunker, nou compartiment, radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Festivalul Anti-Tama Sidava, ediția 3-a, de către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvament Bacău. După cum ați văzut, domnul Oteanu, nu există diversii, nouă codă administrativă a fost foarte atent la și a fost foarte pronț. Deci nu există diversii la asta, așa că vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc că am să-i dau cuvântul doamnei secretar a județului pentru a prezenta pe scurt. Potrivit prevederilor articolului 182 alineatul 4, corroborat cu articolul 138 alineatul 15 din codul administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 19 iulie 2019. Mulțumesc! Dacă sunt observații, dar nu vă supun la vot, procesul urmărat din ședința extraordinară. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, mulțumim. Următorul punct al ordinii de zi este un moment care este dedicat elevilor și tinerilor noștri din comunitatea noastră, dragilor noștri tineri, care vrem să încăm și să celebrăm performanța voastră, munca în echipă, îmi spune, alături de profesorii voștri, alături de părinții voștri care v-au susținut în întreaga voastră muncă și i-ați ajuns la aceste performanțe și a familiilor voastre. Rezultatele voastre și ale colegilor voștri de generație reprezintă rodul unei munci susținute și a unor eforturi conjugate atât din partea voastră cât și a profesorilor și părinților și reprezintă pentru noi toți un motiv de împlinire și de mândrie pentru că poziționează județul Bacău în elita învățământului românesc. De ce spun asta? Pentru că ne mândrim cu rezultatele obținute la examenul maturității, care poziționează în ultimii 4 ani în primele 3 județe din țară, din punct de vedere al promovabilității, cu o rată de peste 70%. În 2016 locul 2 pe țară, în 2017 locul 1 pe țară, 2018 locul 3 și iată anul acesta după Cluj, locul 2 la nivel național cu o promovabilitate de 78,5%. Felicitări tuturor și aș vrea să subliniez sau să evidențiez aici rezultatele cu totul deosebite pe care elevii din județ le-au obținut la olimpiadele și concursurile naționale, dar mai ales internaționale. Și aș aminti aici doar câteva din rezultatele de excepție obținute anul acesta. Medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie, medalia de argint la Olimpiada Internațională de Biologie, premiul 3 la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Latină, premiul 3 la Conferința Internațională a Științelor Aplicate, calificări la Olimpiada Internațională de Astronomie pentru, în octombrie 2019 și la Olimpiada Internațională a Științelor Pământului. Astfel, elevii nominalizați de Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău și de Inspectoratul Școlar Județean Bacău
urmează să fie premiați după cum urmează. Pentru secțiunea coreografiei de la Colegiul Național de Arte George Apostol Bacău, eleva Maria Ioana Boiată, premiul întâi la concursul internațional de la Amsterdam, din Olanda. La evaluarea națională, Răzvan Marian Apostol, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, 2020. Brănici Făraoan Adrian, Școala Gimnazială Georgiu Călinescu Onești, 2020. Costea Ioana Georgian, Școala Gimnazială Nicolae Iorga Bacău, 2020. Brescana Antonia Teodora, Școala Gimnazială numărul 2 Târgu Ocna. Cucu Andrei, Școala Gimnazială George Enescu Moinești. Dona Eliza Maria, Școala Gimnazială Ștefan Chian Moinești. Dona Arva Andrei Bogdan, Școala Gimnazială numărul 1 Târgu Ocna. Princescu Ioana Alexandra, Școala Gimnazială Ioana Alexandru Cuza. Teodor Cristian Mitrofan, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. Moise Clementina Ioana, Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău. Dacă Ona Elena, Colegiul Național Ferdinand Bacău. Fișcu Ștefan Constantin, Colegiul Național Gheorghe Brâncianu. Turcu Elena, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Andreea Țugulea, Colegiul Național Ferdinand. Tinerii noștri care au dat examenul maturității și au obținut locul a 10 la bacalaureat. Bade Andrei, Colegiul Național de Dimitrie Cantemir Onești. Mărina Cruz, Colegiul Național Gheorghe Brâncianu, Bacău. Mărina Ghebu, Colegiul Național Ferdinand, Bacău. Raluca Nicoleta Iosu, Colegiul Național Ferdinand. Elia Maria Mateș, Grigore Moisie Onești, Mihai Pina Teodora, Colegiul Național Gheorghe Brâncianu Bacău, și Matei Țapu, Colegiul Național Vasile Alexandrescu Bacău. Aici avem o sumă în total de 4.500 de euro și reprezintă echivalentul în lei al sumelor stabilite în funcție de performanțele obținute acordate la cursul din data efectuării plății. Ca atare vă supun, stimați colegi, proiectul de hotărâre pentru acordarea acestor premii pentru performanțele deosebite elevilor pe care îi vedeți aici în față și colegilor lor care nu sunt de față din comunitatea noastră băcăoană, care a obținut în 2019 media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat și locul întâi la concursul internațional de dans clasic. Felicitări! Și ca să pot înmâna, vă rog să aprobăm asta prin vot și mână și cine este pentru aprobarea acestui. În unanimitate a fost aprobate. Iar noi, cei care vedeți, dragi copii, în fața dumneavoastră și care ați văzut o ordine de zi destul de bogată cu investiții în infrastructura de transport, de sănătate, de educație, cultură, încercăm să
facem și să construim un mediu care să fie cât mai favorabil, în care voi și comunitatea noastră să devină atractivă, chiar dacă plecați acolo unde vă este visul, să nu uitați de comunitatea voastră, să reveniți și să aduceți plus valoare acestei comunități și dezvoltării acestui județ și acestei regiuni și acestei țări. De asemenea, vreau să mă întreb cu respect spre dascării, cadrele didactice care au contribuit substanțial la formarea voastră. Oameni deosebiți care cresc în viață, se centrează pe o sumă de valori și aceste valori care înseamnă de multe ori răbdare, altruism, generozitate, toate pentru voi și pentru aceste rezultate extraordinare, nu deloc întâmplătoare în ultimii 3-4 ani în elita învățământului la nivel național. În egală măsură, dragi părinți, vă aduc un gând de prețuire pentru toate eforturile depuse de-a lungul anilor, pentru sprijinul constant, pentru toată susținerea dumneavoastră, zi de zi, din umbră, deși de multe ori nu se vede, este esențială în dezvoltarea voastră a copiilor. Încă o dată vă felicit și mult succes în continuare și vreau să îmi permiteți să vă rămânesc câte o diplomă de excelență, după care toți cei care sunt prezenți aici să mergeți la caserie și să vă ridicați premiul bani cel care a fost aprobat astăzi aici. Marian Răzvan Apostol. Paroana Adriana Adriat? Nu. Da? Brănici. E corect. Ariat. Da? Și pentru tine. Antonia Teodora Pesca. Ioana Georgiana Costea. Nu ești Ioana. Pentru ce? Andrei Cucu. Da? Ioan Alexandru Princescu. Alexandra Princescu. Teodora Cristian, Teodor Cristian Mitrofan. Teodor, felicitări, mulțumesc. Ioana Clementina Moise. Ioana, felicitări, mulțumesc. Și pe toți. Succes. Elena Teona Năstac. Elena Turcu. Andreea Țugulea. Mălina Ghebu. Delia Maria Mateș. Delia, felicitări. Încă o dată să-i aplaudăm. Ai o
diplomă, să rătăcem o diplomă. Acum. Da, hai. Delinza Maria Domnă. Felicitări și mult succes mai departe. Da? Vă mulțumim și noi, doamna inspector. Vă mulțumim foarte mult. Fără acești copii minunați nu se putea realiza această activitate, iar în al doilea rând, datorită dumneavoastră, și vă mulțumim foarte mult în numele Inspectoratului Școlar și a cadrelor didactice. Să fie o motivație pentru toți cei care vin din spate prin aceste exemple. Așa este. Mulțumim. Înțelegere și cooperare între județul Bacău și raionul Soroca din Basarabia noastră, din Republica Moldova. Și atunci a fost încheiată înțelegerea de cooperare și frățire în noiembrie 2018. Consiliul Raional Soroca, prezent aici prin domnul președinte Ghelanie, a făcut o solicitare către noi, o vorba de finanțare de 100.000 de euro din partea județului Bacău pentru proiectul construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială. Pe slide-urile pe care le aveți în față, e un mic filmuleț în 3D, cam ce dorește comunitatea de acolo, un obiectiv important pentru celălalt de investiție în infrastructura de sănătate pe care l-am văzut, sau în jurul cetății Soroca, în educație, o prioritate pentru comunitatea de acolo, pe care și-ar dori să o concretizeze. Este vorba de construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1.200 de locuri, în satul Rumbrenița, raionul Soroca, având valoarea totală de 16 milioane de lei, calculat la cursul de schimb, e vorba de echivalentul a 795.000 de euro. Cu o durată de implementare pe 4 ani, 2019-2022. Scrisoarea de solicitare de drepturi mai sus a fost însoțită de copia după decizia Consiliului Raional Soroca cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului. Acordul de finanțare între Raionul Soroca prin Consiliul Raional Soroca și județul Bacău, fișa proiectului și copia deciziei Consiliului Raional în care s-a aprobat bugetul și anexa la proiect. Proiectul va fi finanțat cu circa 200.000 de euro donații din partea Federației Moldovenești de Fotbal și cu suma de 100.000 de euro din partea Raionului Soroca, din Consiliul Raional Soroca, alocare financiară care este prinsă în bugetul Consiliului Raional de 2019. De asemenea, precizăm că suma de 100.000 de euro echivalentul în lei la cursul PNR la data când se va face plata,
se prezintă finanțarea proiectului din partea județului Bacău, va fi suportată din creditele bugetare prevăzute în bugetul nostru pe 2019 la capitolul 7 al transferului. La capitolul bugetar, programe de dezvoltare. În față de cele prezentate și care le-ați discutat și în comisii, le-ați analizat în comisiile de specialitate, vă supun atenție, vă supun aprobări proiectului de hotărâre privind finanțarea acestui proiect. Construcții stadionului de fotbal cu tribune și apropierea cel la terenul cu capacitatea de 1200 de locuri în satul Rublenița, Raionul Soroca și aprobarea încheierii acordului de finanțare între Raionul Soroca cu impozitorul Raionul Soroca și județul Bacău. Dacă aveți sunt intervenții, dacă nu am să rog domnul președinte al Consiliului Raional să spună câteva cuvinte despre acest proiect și această solicitare. Vă rog, domnule președinte. Da, mulțumesc mult. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Am emoții pozitive. Stimate domnule președinte, Consiliul Județean European, domnul vicepreședinte, onorați, stimați consilieri, onorată asistență, stimați colegi, suntem onorabili să fim azi, să participăm la această ședință a Consiliului Regional, pe Consiliul Județean ordinară, la care va fi, sper că pozitiv aprobat acest proiect, care ne-a dat posibilitate să punem început bun colaborarea noastră între Raionul Soroca și județul Bacău. Acest stadion, pe viitor, este stadion regional, care sper va fi cel mai frumos raion, stadionul parte din Noda Republicii Moldova. Ne mândrim că cu Raionul Soroca vreau să vă informez că este cel mai mare raion din partea din Noda Republicii Moldova. Populația este în jur de 100.000 de locuitori, 68 de localități, 35 de primării. Sper că ceea ce azi dumneavoastră ați vizionat acest mic film o să fie o caritate ceea ce vrem să facem noi frumos pentru Raionul Soroca. Sper că o să apară întrebări, dar știți că anume aportul dumneavoastră o să fie cel mai semnificativ pentru acest început de construcție acest stadion. Da, anul acest deja s-a trecut licitația. Este câștigătorul, este înregistrat contractul la achiziții. De săptămâna aceasta va demara lucrările de construcție acestui stadion. Anul acesta este planificat să vă recuperă în sumă de 200.000 de euro. Banii acordați din partea Consiliului Raional Soroca și sper că va fi o decizie pozitivă din partea domnilor voastră. Deci, ne bucurăm că avem colaborare în 4 județe din România. Mă refer la Consiliul Județean Buzău, Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Tulcea. Deci avem acorduri de colaborare, acorduri deja din frățării, deci sunt acorduri de susținere financiară. Mă refer la Consiliul Județean Vaslui, unii la fel ne-au alocat 100.000 de euro pentru construcția căsuțelor de la tabla de obiect. Deja anul trecut am început, deja două sunt construite. La fine anul lunii iulie, la 29, va fi deschis încă două căsuțe de la tabla de odihnă. Domnul președinte Buzatu o să vină cu delegație, deschidem acest oficial. Am beneficiat de 100.000 de euro din partea Consiliului Județean Suceava pentru construcția și reparație secției maternitatea Spitalului Raional Soroca. Am beneficiat anul trecut de o sumă de 100.000 de euro din partea Consiliului Județean Buzău, la fel pentru reparația și dotarea secției de boli interne. Anul acesta de acest proiect continuă încă 50.000 de euro pentru dotarea acestui secției de boli interne. Deci, cu Consiliul Județean Tulcea avem colaborare, deci începem posibilitatea de a renova Muzeul Raional Soroca. Deci, asta este acele relații pe care avem noi cu partenerii noștri strategici din România. Le aducem o mare mulțumire la toți că știm că este nu deloc ușor să contribuie, să aflăluiți sumă financiară care este necesară și în România. Vă mulțumim pentru susținere, pentru înțelegere
pentru colucrare și cooperare. Doamne ajută! Mulțumesc! Stimați colegi, așa cum știți, noi mai avem încă 4 acorduri de cooperare în afară de Soroca, Ialoveniu, cu Spreșeniu, care zilele acestea se desfășoară, sau în perioada aceasta de vacanță, se desfășoară un schimb de tabere de copii, copii care au venit din raionul Spreșeni în județul Bacău și copii din județul Bacău care au mers în tabără la Spreșeni. De asemenea, Raionul Mărchei și Raionul din Rășcani. Aceste acorduri de cooperare care au fost începute, aprobate de noi la începutul anului trecut, iată că pe diferite planuri de cooperare, fiindcă vorbim de acest schimb în libere cultural, educațional și, iată, astăzi vorbim de investiții mai serioase. Așadar, dacă nu mai sunt intervenții, eu v-aș supune la vot acest proiect frumos din Comuna Soroca și să ne punem amprenta, să fim într-adevăr acolo. Cred că asta e cea mai bună, e impropriu spus înfrățire, e cooperare, pentru că noi suntem frați. Așadar, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține, nu sunt. Domnule președinte, Stella, plecați de aici cu un rezultat pozitiv, într-adevăr un proiect aprobat în unanimitate, cu tot sufletul colegii de aici. Noi am prins suma aceasta la începutul anului și vă dorim mult succes și spor la treabă acum ca să puteți să-i absorbiți această sumă în funcție, sigur, de lucrările și de procedurile care trebuie să le respecte. Vă rog, dacă mai vreți să spuneți. Dacă îmi permiteți, o să fac în fața domnilor Vazu. Mulțumesc foarte mult. Un frate mare cu un frate mic. Să dă Domnul să avem posibilitate să venim liber la țara noastră, mamă. Fără. Vă rog să-mi permiteți, eu am să conduc delegația, vor pleca de aici direct spre Soroca. Am să rog pe colegii mei, colegul meu, domnul vicepreședinte Silviu Bravăț, se continue ședința din celelalte proiecte și revin imediat. În aproape de dumneavoastră, felicitări vă dată și mult succes! Revedere, să aveți o zi foarte frumoasă. Din care, consolul Golcescu, Faraon, kilometru 10 plus 466, până la kilometru 210 plus 300. Prin acest proiect, dacă îmi dați voie, se are în vedere realizarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a unui sector din drumul județean DJ-119. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, Serviciul Public Județean de Drumuri, prin raportul numărul 2158 din data de 9.07.2019, transmis și înregistrat la Consiliul Județean Bacău, numărul 13587, din aceeași dată, a propus aprobarea documentației tehnico-economice Fasa Dali, întocmit de 10 interproiect SRL cu următorii indicatori tehnico-economici. Denumirea obiectiv. Reabilitare și modernizare drumul județean DJ-119, Bacău-Faraoan, kilometru 1 plus 680
până la kilometrul 12 plus 300, tronson Bălcescu Faraoan, kilometrul 10 plus 466, până la kilometrul 12 plus 300, având o valoare de deviz general, lei cu TVA, de 5.239.676,16 lei. Mai fac o mențiune că răspunderea privind evaluarea costurilor revin evaluatorului, iar valoarea finală va fi determinată după aplicarea procedurilor legale de achiziție publică. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă ascult, domnul Moteanu. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Dragi colegi, urmează un pachet, după cum ați văzut din organizare, un pachet de proiecte care se referă la infrastructura de drumul județean. Și asta îmi privește să fac câteva observații legate de o situație care e la ordinea zilei, să spun. Și s-au început lucrările la polul de peste Turfășala Miști. Și cu acest prilej, vedem cât de importantă este infrastructura, pentru că se stă la coadă în medie 30 de minute. Eu am testat personal, am stat o oră și am încercat să văd care ar fi alternativele. Am încercat o alternativă prin Târgu Ocna, Bălsănești. Dar pentru asta trebuia să trec totuși pe o punte care permitea numai un autoturism. Să treacă prin Tuta. Am încercat prin Arjun. Am încercat prin Gurabăi, Răcăciun. Și aici ajungem la subiectul dureros. Pentru că este cea mai bună variantă în momentul actual, dar este nici practicabilă. Dacă până la Parava nu este bun, din 85, de la Parava spre Onești nu mai este bun. Avem 5 km care nu sunt cu asfalt, iar de la Dundava până Onești este un drum asfaltat, dar impracticabil, pentru că s-a deteriorat, chiar dacă a fost reabilitat în 2015. Să nu credeți că este un subiect banal. Am făcut un calcul, dacă am stat o oră în practic, am stat o oră așteptând să trec fotul la semafor și am plecat de la o dată, de la niște date care nu sunt actuale, ci de la o hartă de trafic din România din 2015, care ne spune că între Onești și Bacău, în 24 de ore, circulă între 3.500 și 8.000 de autovehicule. Am luat o cifră medie, 5.750 ales. Nici maximum, nici minimum. Am spus că în fiecare mașină ar fi 1.5 călători. Am înmulțit cu o jumătate de oră de așteptare, am înmulțit cu 30 de zile pe care lună și cu cele 10 luni se estimează că va dura construcția portului. Am obținut cifra de 1.200.750 de ore de așteptare. Vă dați seama că se trebuie acolo, ce înseamnă pentru economia județului, economia țării, pentru timpul nostru. Asta înseamnă 147 de ani. De aceea, cred că ar trebui cu maximă urgență rezolvată problema drumului județean 119, Onești, Buragoi, Parava, Lăcăciun. Pentru că altfel avem de pierdut cu toții. Trebuie să trecem peste orice motive subiective, este un drum vital. Odată pentru a rezolva această problemă și pentru a da posibilitatea, crește accesibilitatea comunităților de acolo către civilizație. Vreau să știu că s-a făcut în 2015 acea reabilitare. Aș vrea ca la următoarea ședință să ne prezintem un raport Serviciul Județean de Drumuri, care au fost soluțiile tehnice, de ce după 3 ani de zile nu se mai poate circula, un raport detaliat cu costuri, cu concluzii și cu soluții. Mulțumesc!
te cunosc personal, știu că acel pod este în reabilitare și modernizare. Este o firmă, nu? Constructorul este tot din Onești. Poate exagerez eu sau poate nu, dar am, cred că pot să spun asta, să vă îndemn, știind trecutul dumneavoastră de vedere al afacerilor, știu că aveți o legătură în Camera de Comerț, dacă puteți să îndrăzniți, să ajutați, să nu să ajutați, să cereți constructorului să grăbească lucrările, după cum am cerut și noi. Și a fost o față. Cât privește gura voi, o să aveți acel raport, o să vă înaintăm și altor instituții pentru a se clarifica o dată întotdeauna acele așa zise nereguli din acea lucrare pe care le susține domnul primar de acolo. O să încercăm prin direcția noastră de drumuri să găsim o soluție deocamdată tot provizorii pentru anul acesta. Cât privește socotelea dumneavoastră cu milioanele de ore și ani, dați-mi voie să fiu oarecum, nu știu cum să fiu mai elegant, sceptic față de veridicitatea calculului dumneavoastră. Ținem cont de tot de trecut. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, vă spun la vot. Bună. Vă ascult. Sunt inginer. Și calcule tot ce știu să fac. V-am explicat algoritmul. Dacă puteți contesta, n-am nimic în continuu. Dar nu văd nici nu văd niciun efect. Eu, ca profesor de matematică, nu înțeleg nimic ăsta. Trebuie să niște amulări, învățări și atât v-a spus. Din punct de vedere social, ce efecte? Păi, gândiți-vă, o persoană care fără a lucra în cadrul de acolo, sacul de observații, se destudiu, așa, trece de două ori. Deci, înseamnă o oră, de 24 de ori, termină, tot așa, gândesc eu. Bine, acum aici nu aflăm să gândesc eu. Nu știu dacă este suficient ce vreți dumneavoastră, încă o dată, ce vreți dumneavoastră, sincer vă spun și eu am experiența cifrelor, să zic, putem face comentariul în totalitate. Deci, pe tema care noi avem nouă de metezi. Asta, sincer. Da, soluția găsită dumneavoastră cu la plăi și repetita, mi se pare de îmbrățișat, de luat un studiu, din nou să faci. Da, și spus, sigur. Și domnul Dugean, că zic, Supunem la vot aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru realizarea obiectivului de investiții de reabilitare și modernizare drumul județean DJ119 Bacău-Făraman, kilometru 1 plus 680, până la kilometru 12 plus 300, tronsonul Bălcescu-Făraman, kilometru 10 plus 466, până la kilometru 12 plus 300. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci, la punctul 5. Vă supun proiectul de hotărâre prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții de reabilitare și modernizare drumul județean DJ156. B. Brăgești, kilometru 4 plus 450, până la kilometru 6 plus 500
și Băsești, kilometrul 14 plus 100, de la kilometrul 14 plus 100 până la kilometrul 17 plus 0,25. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău a propus aprobarea documentației tehnico-economice în fața DALIC, proiect numărul 1172 din 2019, întocmit de 10 rutier până în 21 SRL, cu următorii indicatori tehnico-economice. Reabilitare și modernizare drumul județean de J156B, Plăcești, kilometri 4 plus 450 până la kilometrul 6 plus 500 și Băsești, kilometrul 14 plus 100 până la kilometrul 17 plus 0,25, având valoarea avizului general lei cu TVA de 19.919.453,94 lei. Dacă nu sunt observații, vă spun la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Deci la punctul 6, punctul 6. Și vă supun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ252F, Ungurem cu Foren, de la kilometru 4 plus 200 până la kilometru 12 plus 520. Având în vedere motivele expuse în raport și în referat, a fost elaborat o documentație tehnico-economică proiectul numărul 335 din 2019 de către proiectantul SECE Interproiect SRL cu următorul indicator tehnico-economici. Reabilitare și modernizare de J252F Ungurem Viforin, kilometru 4 plus 200 până la kilometrul 12 plus 520, având valoarea de vizor general lei cu TVA de 34.171.792,66 lei. Dacă nu sunt intervenții, vă spun la vot cine este pentru și împotrivă, abțineri. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții în construire pot pe DJ243B la Medelen, kilometru 63 plus 920. După cum bine știți, este un sector de drum județean aflat în administrația județeană de drumuri. Și având în vedere motivele expuse în referat și în raport, a fost actualizată documentația tehnico-economică faza DALI numărul 1173 din 2019, întocmită de proiectantul SECE Rutier Conex 21 SRL, cu următorul indicator tehnico-economic. Construire pot pe DJ243B la Medelen, kilometrul 63 plus 920, având valoarea de vis general lei cu TVA, 3.861.544,28 lei. Dacă nu sunt observații, vă ascult, domnul Hela. Sigur că nu se țin de investițiile, deci vom vota pentru absolut tot ce apare pe ordine de zi în ceea ce privesc obiective de investiții, pentru că e un obiectiv aparte de drumul județean 243 de Parincea Bucureni, mai exact în locația de Medelen. Aș vrea să mă refer, pe emisiunea noastră, la întreg sectorul de drum, 243B, repet, Bucureni, Parincea. Dacă vă mai amintiți, cred că la începutul acestui mandat, a avut pe ordine de zi studii de oportunitate cu privire la realizarea mai multor sectoare
de drum județean aflat într-un stare avansat de degradare, printre care se numără și acest drum. Județean 143 pe el. Atunci am fost plâns pe mai mulți, pentru că am avut cuvintele pe cele, pentru că sfârșit acest drum intra în atenția executivului Consiliului Județean. Bucuria a fost discută vreodată, pentru că la viitoarele proiecte de aprobare a unor studii de fezabilitate, proiecte de și mai departe, acest drum a fost practic la viitării și cred că este singurul care apărea atunci pe listă de calități, singurul care nu a fost prins nici în PNL, nici în PNL, nici în, nu a fost alocat de fonduri nici din bugetul propriu și deci practic este un drum complet abandonat, deși cred că este unul din cele mai degradate drumuri de zile din Ungheț. Este un drum de piatră, nici balastul nu este suficient. Pe multe ore, traversat de părinții, creați de fără și mai departe. Sigur că cam știu răspunsul dumneavoastră, am să vă fac și o întrebare. Dacă se mai poate face ceva pe acest drum, dacă aveți în vedere măcar să demarăm studii de zabilitate pe infernic, mă vreți să lasă drumul și nu vreți face? Sau dacă, pentru că mai întreagă lumea, așa ca o paranteză, chiar am fost la o întâlnire cu fiii satului cu Comunicătorii de Lumea și am fost plasată, am dat seama cu întrebări pe acest subiect. Am răspuns cam ceea ce spun și acum. Asta e viziunea executivului, probabil că se face prea multe politică în actele administrative și bănuiesc că dacă nu veți face nimic, acest drum va rămâne în atenție din turul executiv, care, trendul pe care îl observăm cu toții, trendul politic, sigur va avea alte compoziții și cred că așa e și normal. Mulțumesc! Da, mă gândesc dacă facem noi toate drumurile viitorului executiv, ce e proiectul de drum. Nu mai lasă și dumneavoastră, măcar că un drum așa, pe șpicolul. Că dacă o rog pe doamna directoare de la drumuri să-mi facă un raport, apropo domnul Vice, dacă tot suntem la capitolul raport, un raport prin care să ne informeze un raport centralizat al numărului de kilometri pe care Consiliul Județean Zbatău i-a efectuat din fonduri proprii, din fonduri PNDL și din fonduri europene. În ultimii ocazii. Da, mulțumesc, doamna Vâncă. Ați cerut din ultimul 8 ani când face parte și domnul Mihailă din... Nu eu. Din județean sau? Nu. Nu, dar... Eu am cerut. E frică să fac cu trendul ăsta... Primim o informare... Domnul Mihailă să nu facă parte nici viitorul departat din... Nu. O informare cu privire la numărul de kilometri asfaltați de către Consiliul Județean. Și din cele trei... cu ajutorul celor trei fonduri. Am înțeles. Deci, fond propriu... Fondul PNDL guvernamental și Uniunea Europeană. Fondul doamna directora generală. Mă rog. Nu acum. Nu, raportul, nu. La întrebarea domnului legat de Valencia Victorini. Să facem lucrările de ținere. De asta, acum, încercăm și cum găsiți măcar să facem o acela cu 36 de mobil, care nu știți cât mai rezistă și încercăm să le facem. Știu că am dat din fondurile de la rând, încercăm să facem lucrările de ținere, să vă mulțumesc.
atunci, stimați domnul Mihelă, vom ține cont de apreciarea domnului Mihelă și de cele adiționale. Asta se înregistrează. Dacă nu mai sunt alte intervenții, domnul vicepreședinte. Vă ascult. Consider oportun ca să ne intervenim la încheierea acestui pachet. Sigur că nu dau vina pe cei care au inițiat aceste proiecte. Mă orientez mai mult spre constructor. Cred că dumneavoastră toți sunteți la segmentul, pentru că noi avem o problemă mare cu calitatea acestor drumuri. Doamne, nu este la visite. Nu dau vina. Vă rog să mă înțelegeți că nu caut să înțelegeți. Dar nu, nu, nu concep după un an de zile, la doilea an, cu un drum de reabilitat, să intrăm în aceste plombe, platele și deplasări. Adică, dacă tot dăm un ban și avem perioada asta pe reabilitare, chiar colegul meu, ca ochi, spunea că se țin mai evidență clar pe aceste drumuri. Dar hai să vedem și garanția, durata de viață. Nu putem să intervenim pe aceste drumuri, mai puțin doamna noastră, din 5 ani, nu? Pe o porțiune de drum reabilitată, în 5 ani, nu am ce să caut acolo. Depinde de lucrările efectuate. Da. 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 De acord. Dar haideți să ne gândim și pe zona noastră. Aș vrea să mă înțelegeți foarte mult. Dispunerea trecerii Bacău în spațiul de octobre. Ca și primă și relief. Doamne, să găsim o formulă tehnică a acestui asfalt, se reziste la plus 40 grade, la minus 30 grade, iată este diferență 70 grade. Nu? Haideți să lucrăm un pic și la această formulă a asfaltului. Poate ne ajută mai mult. Se pedează asfaltul nostru din județul Bacău cu cel din Teleron, în București, unde, sau din Turusele, unde avem o temperatură cu o diferență mai mare. Nu? Și atunci, hai să găsim și o formulă tipică mult mai tratată pentru zona noastră. Am fost de multe ori să ridic această problemă. Nu vreau să dăm vina unul pe altul, că nu și-a făcut treaba ce nu da, sau mai mult sau mai puțin și-a făcut-o constructorul, dar hai să umblăm și la calitate. Deci să avem pretenții și la calitate, până la urmă. Să dăm un an și vreau să ne țin. Da. Eu vă mulțumesc. Strugar de Chitiș, județul Bacău.
Pentru realizarea acestei investiții, Serviciul Public Județean de Drumuri a analizat raportul numărul 2180 din 10.07.2019, propunând aprobarea documentației tehnico-economice în faza TALIC, proiect numărul 125 din 2019, întocmit de 10 Evalcons TEC-SRL, următorul indicator tehnico-economice. Modernizarea DG118, B, de la kilometrul 5 plus 557 până la kilometrul 11 plus 847 Strugar, Rătătin, județul Bacău, având valoarea divizului general lei cu TVA de 43.607.788,76 lei. Dacă nu sunt intervenții, vă spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul al 9-lea. Proiectul hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare DG207F Bereș-Bistrița, Pădureni, pe o lungime de 2,2 km și Stăucești, pe o lungime de 500 de metri, județul Bacău. Serviciul Public Județean de Drumuri a propus spre aprobare documentația tehnico-economică, faza DALI, a proiectului numărul 126 din 2019, întocmit de 10 Evalcons TEC-SRL, următorul indicator tehnico-economic. Modernizarea DG207F, Bereș-Bistrița, Pădureni, pe o lungime de 2,2 km și Săucești, pe o lungime de 500 de metri, având o valoare de viz general lei cu TVA de 10.704.798,46 lei. Dacă nu sunt intervenții, vă spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul 10. Proiectul hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare DG123, limită județ Arbita Valea Uzului Dărmănești, DN12A, kilometru 41 până la kilometru 62 plus 103, județul Bacău, având ca sector de drum studiat de la kilometru 44 plus 800 la kilometru 51 plus 100 pe lungime de 6,3 km în Programul Național de Dezvoltare Locală. Așa după cum ați citit și în referat și în raport, pe scurt, prin programul de finanțare al Ministerului Dezvoltării, se asigură suma eligibilă de 15.689.813 lei, astfel că, pentru a putea executa lucrarea în condiții de calitate, este necesară suma suplimentară asigurată de bugetul local, în cuantum de 2.099.636 lei. În consecință, din valoarea totală a investiției de 17.789.449 lei, conform devizul general actualizat, cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală sunt în suma de 2.099.336 lei. Ținând cont de faptul că procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții referit anterior s-a finalizat prin încheierea contractului, dintre județul Bacău și asocierea Aqua Park SRL, Mavco Holding SRL și Unfor 3 SRL, apreciem că este imperios necesar a se efectua actualizarea devizului general al obiectivului de investiții, din care au ieșit următorii indicatori tehnico-economici actualizați. Reabilitarea și modernizarea DG-123, limită județul Arghita Valea Uzului Dărmănești, DN-12A, kilometru 41 până la kilometru 62 plus 103, județul Bacău, sector de drum studiat de la kilometru 44 plus 800 până la kilometru 51 plus 100, pe o lungime de 6,3 km, având valoarea de viziul general lei cu TVA de 17.789.449 lei. Față de cele prezentate, dacă nu sunt intervenții, vă spun la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Pe
Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 48 din 2017, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare lege 123, limită județ Arghita, Valea Ursului, Dărmănești, DN12A, kilometru 41 până la 62 plus 103, având sectorul de drum studiat de la kilometru 44 plus 800 până la kilometru 51 plus 100, pe o lungime de 6,3 km, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă nu sunt intervenții, vă spun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trecem la punctul al 12-lea. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului modernizare DG241B, pădurile Godovana, kilometru 2 plus 370 până la kilometru 17 plus 800 în județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Ținând cont de modificări legislative din domeniul fiscal la nivelul anilor 2017 și 2018, produse prin adoptarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare și în urma finalizării procedurii de achiziție publică și încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări numărul 4561 din /46 din 6-a 3-a 2019, valoarea obiectivului de investiție este în sumă de 33.987.030,31 lei, din care valoarea eligibilă care urmează să se finanțeze de la bugetul de stat este în sumă de 33.458.874,19 lei. Astfel, cheltuielile care nu se finanțează la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală sunt în sumă de 528.156,12 lei. De procedură și de cele amintite, au reieșit următorii indicatori tehnico-economici actualizați. Denumirea obiectivului modernizare DG241B, pădurele Godovana, kilometru 2 plus 370 până la kilometru 17 plus 800, județul Bacău, având o valoare a devizului general în lei cu TVA de 33.987.030,31 lei. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 13. Privind proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 131 din 2017, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului modernizare DG241B, pădurele Godovana, de la kilometru 2 plus 370 până la kilometru 17 plus 800, în județul Bacău, prin și în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă nu sunt intervenții, vă spun spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trecem la punctul 14. Și vă supun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului modernizare DG252A, kilometru 7 plus 450 până la kilometru 14 plus 856 Porcești și Răpătorul de Jos, DG252B, județul Bacău, în cadrul proiectului Programului Național de Dezvoltare Locală. În urma finalizării procedurilor de achiziție publică și încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări, numărul 4659/100 din 7-a 3-a 2019, valoarea obiectivului de investiție este în sumă de 24.203.631,24 lei, din care valoarea eligibilă care urmează să se finanțeze de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
este în sumă de 23 de milioane 808.796,98 lei. Astfel, cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală sunt în sumă de 394.834,26 lei. Dacă nu sunt intervenții... Stimați colegi, acest drum deja se lucrează. Acum o săptămână s-a dat autorizația de construcție, cu toate avizele și la foarte scurt timp, în mai puțin de o oră, s-a dat și ordinul de începere. Se lucrează intens acolo, de asemenea și celelalte 123 spre foarte scurt timp să înceapă și acolo lucrările. Vodovana, cele care le-ați văzut pe PNDL, sunt în diferite etape de obținere a vizelor și autorizației de construcție, mai puțin cel care e tronsonul la Corbasca, la Tătărești, care a avut o contestație care decizia Comisiei Naționale de Soluționare a Contestației a respins soluția celor care au făcut o contestație și au dat câștig de cauză soluției Comisiei de Evaluare. Sigur că mai au dreptul de a merge în instanță la lucrurile de asta. Mai așteptăm o zi, termenul se încheie mâine, pe 26, și o vedea atunci, dacă nu merg mai departe, săptămâna viitoare se poate semna contractul de prelățare pe execuție și pe acest tronson mult așteptat. Trebuie menționat că toate drumurile județene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aceste drumuri care noi le facem prin ceea ce am aprobat aici, și ele se bucură, sunt drumuri care nu au fost asfaltate niciodată. Ele vor vedea asfaltul. Deci sunt drumuri și mai sunt drumuri care, din bugetul propriu al Consiliului Județean, am venit pe lângă celălalt care s-a mai turnat cu covorat asfaltic, încercăm să, prin programul de investiții din bugetul propriu al Consiliului Județean, să completăm drumurile județene care sunt asfaltate, tot la fel drumuri care n-au văzut asfalt niciodată. Mă refer aici ultimul care am văzut cel de la Nicova spre Valea Bucii, Gulosul, satul Gulosul spre Roșilor. Astfel s-a asfaltat la Zăpunia spre Roșilor. Poate fi o alternativă la traseul pe Ternelorie și pe partea cealaltă la Roșilor, Nicova, ieșirea la Popana în Ternelorie. Lucrurile încep să se concretizeze. Sigur că toate aceste modificări venite în fața dumneavoastră sunt în urma modificărilor legislative și a ordonanței și trebuie făcute, sunt prinse, sunt cheltuieli negligibile care ne trebuie prinse în bugetul Consiliului Județean și ne sunt. Nu facem altceva decât, așa cum ați sesizat și ați discutat și noastră în comisie, trebuie să actualizăm ca să mergem și să dăm tot concursul să ne concretizăm cât mai mult. Deci se lucrează intens. Avem parte deocamdată de constructori serioși. Sper să țină și vremea cu noi și să vedem ce va realiza la sfârșitul anului și să ne ducem la devenit programul de investiții care ne-am propus să cheltuim toți banii. Domnul Vice, dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun la vot. Vă ascultăm. Domnul Nechita, nu? Vă rog. Da, nici lămurim. De ce nu se ține cuvânt să zicem PNL-ul să facă proiectul cu toți banii lor? Pune lămurile și o întrebare. De ce? Altă lămurire. De ce sunt diferențe pe kilometru, pe metru, pe ce vreți de altă, între lucrările făcute pe CG și lucrările făcute pe PNDL. Altă, dacă tot sunt la cuvânt, altă rămâne. Domnule vicepreședinte, la primul proiect a spus că de aceste lucrări și bani, fonduri, toate răspunde dirigintele șantier și proiectantul. Evaluatorii. Nu ne-ați mai spus cine răspunde.
rog, în ședința de comisie, domnul președinte al Comisiei Economice, ne-a citit un nou cod administrativ, unde, începând cu 6 ianuarie, iulie, absolut toți consilierii de cei consilieri de țean, toți cei care votează în participa ședinței, vom fi răspunzători de tot ceea ce semnăm și, și votăm. Da? Cum am răspuns și până acum, domnule președinte, nici eu n-ați răspuns. Dacă nu este de ceva, nu vă dați ceva acasă? Eu n-am uitat de aici. Exact. Păi, eu mă de ce? Eu am uitat de aici, să trezesc unii. Dacă nu e o rogat de la Morinții, mai face domnul președinte la comisie, mă rog. Da. Și cu celelalte probleme, da? Mulțumesc. Deci, o să rog pe doamna directora Adeleanu, dar vis-a-vis de ce spunea dumneavoastră program. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ceea ce s-a angajat Guvernul României, prin proiectele pe care am câștigat cele 7, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, așa cum a semnat contractul de finanțare, Guvernul se ține de cuvânt. Cheltuielile, atenție, anumite aspecte care sunt, țin din eligibilitate, care nu sunt în contract, mai sunt și de aici, nu s-a apară și o să-i dau cuvântul doamnei director să vă explice tehnic. De ce apar diferențe într-un drum și altul ca și kilometru? Adică pe un anumit drum, dacă împarți la număr de kilometri, ies o valoare mai mare și la altul mai mic. Depinde de complexitatea lucrării. Dar iarăși, nu intru în detalii tehnice, aici o lăsăm pe doamna director să ne explice. Așadar, toate celelalte cheltuieli trebuie suportate din bugetul consiliului, mai mult sau mai puțin, în funcție de la noastră casă. Da. Doamna director Adeleanu, vă rog. Referitorul la diferența între sumele din devizele generale ale proiectelor care se demonează prin BDL și cele care se demonează prin Consiliul Județean de Servicii Publice de Anul de Mor, pot să spun că proiectele care au fost făcute pentru BDL au fost făcute până în urmă anului 2017, în perioada în care noi eram obligați să respectăm acele standarde de cost, unde au fost, care au fost stabilite în anul 2010 și eram obligați să respectăm prevederile standardului și proiectul de vestimentul, indiferent de lucrările care erau respectiv într-un an. În 2018, acest standard de cost a fost adoptat. Tocmai pentru că probabil s-a constatat că din 2010 și până în 2018 nu se făcuse nicio actualizare a acestor standarde și până de asta, în momentul nu pot fi niște lucrări care să fie utilizate. În funcție de relief, în funcție de natura structurii drumului, în funcție de lucrările care trebuie să făcute, sunt lucrări de consolidare, sunt lucrări de, știu eu, apărări de mal, multe poduri care sunt când avem pe un drum de 2 km, avem 3 poduri. Deci, niciodată nu puteam să luăm o valoare, să o împărțim la un număr de kilometri și să ne dea lucrurile care trebuie să lucre pe kilometri și o valoare pe kilometri. Mă refer la lucrări de același fel. Păi, nu este, nu înseamnă faptul șers. Nu. Înseamnă că și la un drum de șers poți să am un podul, nu știu, câte poți să am podețe. Și pe un drum de șers poate să fie lângă o apă și trebuie să fie cu pentru protejarea drumului. Domnule Echita, dumneavoastră puneți egalul pe loc două drumuri din vedere. Cel de la Căbașca la Tătărăș și cel de la Gonovana, Pilipenă, aproximativ 15,5-15,6 km și unul și celălalt. Puteți pune egal, nu are cum să iasă, mă, are un număr de podețe, de poduri, de drumuri laterale, de apostamente, de ținuri de sprijin. Nu mai este diferență, dar știm asta. Încercăm să ne auzim aici. Dar de ce n-ați cerut clarificările astea în Comisia de Specialitate? Nu trebuie. De ce nu le-ați cerut în Comisia de Specialitate? Am cerut, dar și bine, doamnă, dar nu ne-ai explicat nimic. Da? Domnul președinte, aș vrea să fac o intervenție. La comisii, din păcate, am avut o prezență a unui reprezentant la compartimentul de specialitate, care nu a satisfăcut întrebările noastre și, din păcate, aceste nelămuriri pe fondul slabei prezențe și a persoanei desemnate de către conducerea. Bun, e prezent. Da, directorul a venit cu informațiile suplimentare. Era plecat de la. S-a fost de la secretaria.
nu am știut, dar că știam, evitam plecarea pe teren, mergeam pe normal de zi, ca să puteam să discutăm. Dacă e clar de informații, dacă e de întrebări, cred. Da, nu știu, poate mai e ceva și nu mai a scăpat. Mulțumim! Ok, bine. Nu. Două vicei, mai departe. Două vicei vicei. Dacă nu sunt intervenții, face față de cele prezentate sunt constă adoptare proiectului hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de intervenții modernizare de J252A, kilometrul 7 plus 450 până la kilometrul 14 plus 856, Borger, Jăgătorul de Jos, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Cine este pentru? Împotrivă, obținere. Trecem la punctul 15. Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea cu numărul 185 din 2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului modernizare de J252A, kilometru 7 plus 450 până la kilometru 14 plus 856, Borger, Jăgătorul de Jos, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă nu sunt intervenții, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Trecem la punctul 16. Vă supun atenție proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere a unui imobil, teren, proprietate privată, situat pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică, proiectul fiind extindere și modernizare cale de acces cu pediatrie, Spitalul Județean de Urgență Bacău. După cum bine știți, în programul de investiții aflat în bugetul de anul 2019, aprobat de către Consiliul Județean Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău are cuprins obiectivul de investiții extindere și modernizare cale de acces cu pediatrie Spitalul Județean de Urgență Bacău. Prin adresa numărul 11392 din 2006-2019, înregistrat la Consiliul Județean Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău, în calitate de beneficiar al investiției, a transmis nota conceptuală numărul 11268 din 11.6.2019, solicitând Consiliul Județean Bacău declanșarea procedurilor privind contractarea de servicii de proiectare de specialitate necesare, proceduri de expropiere pentru cauza de utilitate publică a lucrărilor de extindere și modernizare în calea accesului cu pediatrie la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În urma analizării situației existente, se constată că accesul la unitate de primire urgență din cadrul secției de pediatrie reprezintă mai multe deficiențe. Indiferent pe unde se intre în zona spitalicească, până la unul de pediatrie trebuie parcursă o zonă nesistematizată din balaș și pământ, zonă plină de gropi și bolți în perioada de ploi și dezgheți, ceea ce mărește timpul până la sosirea ambulanțelor la unul de pediatrie. O altă deficiență este că pe zona nesistematizată sunt parcate autoturisme, ambulanțe trimise citinească și se execute manevre suplimentare, ceea ce întârzie sosirea acestora la unul pediatrie. În prezent, accesul la unul pediatrie se face de pe partea stângă, astfel că pacienții ce sunt scoși din ambulanțe de pe partea dreaptă, acestora trebuie să înconjoare autoutilitate. Accesul de la UPU pediatrie este ocupat de o suprafață de teren ce este proprietate privată. Prin realizarea acestei investiții se va face legătura și cu parcarea ce urmează a fi realizată de către județul Bacău în asociere cu municipiul Bacău, asociere aprobată de principiu prin hotărârea Consiliului Județean numărul 49 din 2019, având ca obiect constituirea parcarea ansamblului spitalicesc de pe strada Calea Mareșești, numărul 20B. Revenind la ultima și cea mai importantă
deficiență, minus, legat de acea proprietate privată, este o suprafață de teren de 505 metri pătrați, fiind necesară expropierea acestei. Procedurile de expropiere se derulează potrivit prevederilor legii numărul 255 din 2010, articolul 1 și articolul 2, iar potrivit articolul 2, privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesar realizării unor obiective de interes național, județean și local, sunt declarate de utilitate publică lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesar funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, expropriator fiind județul Bacău, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, pentru obiective de interes județean. Pentru parcurgerea procedurii de expropiere potrivit prevederilor articolului 5 din legea numărul 255 din 2010, coroborat de prevederile articolului 4, alineatul 2 din hotărârea Guvernului numărul 53 din 2011, prin hotărârea pentru aprobarea declanșării procedurii de expropiere în cazul lucrărilor de investiție, se propune aprobarea indicatorul tehnico-economic al lucrării de interes național, județean și local pe bază documentației tehnico-economice aferente, având valoare totală a investiției fără TVA de 682.333,67 lei, inclusiv cu TVA în sumă de 811.036,39 lei, din care construcție plus montaj fără TVA 159.175,99 lei, inclusiv cu TVA 189.419,43 lei. Aprobarea lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de prefezabilitate, după caz, este a doua propune ce trebuie supus aprobării. După cum bine aș citi și în raport, amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean, conform variantei recomandate a studiului de fezabilitate, ce reprezintă coridorul de expropiere, este prevăzut în anexa 1 la proiectul de hotărâre. Ca să nu mai continui ceea ce deja dumneavoastră cunoașteți, ținând cont și de ceea ce a spus și domnul colegul nostru, domnul consilier Orteanu, la al patrulea proiect, că timpul contează, orele, anii, după cum bine știți, când este vorba de sănătate, contează și secundele. De pentru care, dacă nu sunt intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropiere a unei imobili, teren proprietate privată, situația amplasamentul lucrării de utilitate publică, extindere și modernizare care de acest lucru, pediatrie, Spitalul Județean de Urgență Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cred că ați zis. Sigur că da. Vă rugăm cei cu cei care se abțin să ridicați nouă mâna pentru... Dacă pot să adresez o întrebare. Mai jos, la un alt punct, vorbiți despre aprobarea cumpărării unui imobil teren. Adică, de ce se merge aici pe expropiere și acolo pe cumpărare? Pentru că este tot o formă de cumpărare, având în vedere că este despăgubită persoana. Da, foarte bună, foarte bună întrebare. Așa este. Pentru mai multă acuratețe și informații complete, pentru noi am demorat să știți, au fost și etate, sigur că ăsta a fost primul pas și l-am marcus.
de a cumpăra. Numai că ei au fost singurii care n-au dorit să n-a ajuns comisia de negociere la niciun consens și au refuzat vânzarea terenului. Ca atare, am trecut la următoarea etapă, aceea care o prevede legea, procedurile de expropiere. Cu acordul nostru astăzi, încep demarăm procedurile de expropiere. Nu pot și cred că nimeni din nu numai dintre cei din sala asta, niciun gen nu cred că poate să accepte să identificăm cu tot o altă soluție, să vină ambulanța undeva pe stânga, ajunge în față la unul cu deschiderea pe partea stângă, să ocolească autoutilitarea ca să duce copilul. Adică ei... Despre procedura. De procedura asta este. Și atunci atingem la procedura de expropiere. Pare rău că... Na. Am pierdut timp. Și pierdut timp. Întâlniteți legat de această expropriere, dacă expropierea este la concurența sumelor cu care s-au cumpărat celelalte terenuri. Da, s-au respectat aceleași principii. Nu, nu am Domnul, două completări. Vă reamintesc, cu siguranță știți, dar poate pe moment nu vă aduceți aminte. Noi am aprobat aici un regulament. Un regulament de achiziție a acestor terenuri bunuri. Conform regulamentului au urmat pași. Acea comisie s-a întâlnit, au fost discuții, nu s-a ajuns la niciun răspuns. Drept urmare, am trecut la următoarea etapă, expropiere. Atunci când s-a evaluat pentru prima dată, a fost un preț de către un evaluator acreditat. Acum sunt alte norme, și o să rog domnul Murescu să ne explice, dacă poate, din punct de vedere al notarilor, de ce s-a aplicat al preț pe metru pătrat. Mulțumesc. Nu știu dacă nu poate arăta în ce. În Comisia Economică, noi am ridicat această problemă cu privire la punctul pe care îl dezbatem acum. Prețul de 196 de euro este prețul prevăzut de grila notarilor pentru terenul de curs construcții aflat în zona A a municipiului Bacău. După cum știți, în cadrul procedurilor pe care le derulează statul român, în speța noastră, în procedura de expropiere, să ia ca bază grila, adică valorile orientative stabilite de către Camerele Notarilor Publici din fiecare județ, aflate în vigoare pentru anul respectiv. Repet, anul acesta au fost stabilite o valoare de 196 de euro pe metru pătrat. Din câte asta va fi valoarea de expropiere? Conform legilor în vigoare, în măsura în care expropiații nu sunt de acord cu această valoare, au dreptul să o conteste în instanță. Din câte mi-am dat eu aminte, pentru celelalte terenuri care au trecut în proprietatea statului, valorile au fost mai mici în cadrul negocierilor și datorită faptului că întinderea acestor tereni și configurația lor geometrică era cu totul alta. De altfel, mai avem un punct pe ordinea de zi în care se propune achiziționarea unui teren aflat pe strada Mihai Viteazu numărul 16, ca să facem o paranteză, este poate mai central decât acest teren de pe care am Mărășești. Teren care va fi achiziționat în urma negocierilor la o valoare mult mai mică decât cea de 196 de euro, datorită disponibilității proprietarilor. Referitor la întrebarea pe care a adresat-o doamna consilier, și aș vrea să răspund că în comisie m-am abținut cu privire la achiziționarea prin metoda cumpărării a suprafeței de 1900 de metri pătrați, tocmai datorită faptului că prin metoda aceasta a expropierii,
valorile de achiziție pentru domeniul public sunt cu totul altele decât cele care s-au negociat. Eu am văzut în cadrul negocierilor făcute în comisie o intransigență a proprietarilor, în sensul că aceștia nu au acceptat valoarea de referință pe care se stabilise de către comisia aceea de 250.000 de lei și au solicitat un preț mult mai mare, de 300.000 de lei. În raportul comisiei ne se vorbește că se face o economie de 7.500 de lei față de valoarea care a fost stabilită. Remarca mea este aceea că, întrucât în cadrul comisiei și din raport nu am reușit să identificăm pe portalul GeoPGeo, portalul ncpi.ro, acel teren, întrucât numărul cadastral care este trecut în raport diferă de numărul actual, respectiv 72.420, de câte am verificat eu, dar încă o dată, nu am reușit să-l identific pe GeoPortal, să ne dăm seama exact unde este situația, tocmai pentru a vedea dacă valoarea din acest raport informativ pe care îl avem, pe care îl au camerele notarilor, este apropiat de prețul de achiziție acela de 34,1 parcă euro pe metru pătrat. Ca atare, consider că răspunsul la întrebarea doamnei consilier este, pe care pot să-l dau eu, este acela că din punct de vedere al domeniului, al dobândirii de către domeniul public, de către stat, de către comunitate, este preferabilă metoda expropierii din punctul meu de vedere, întrucât are la bază niște valori care sunt stabilite în urma efectiva tranzacțiilor care se fac pe piața imobiliară, mult mai apropiate și de cerințele instanțelor judecătorești din ultimii ani de zile, care au, de fiecare dată când s-au stabilit valorile, nu s-au mai luat valorile de referință, valorile de rapoartele de expertiză, cât mai ales valorile de tranzacționare a terenurilor care au fost expropiate. Motiv pentru care m-am abținut în a vota acest raport cu privire la cei 1900 de metri pătrați. Cât privește raportul la care suntem acum și despre care vorbim, eu am fost de acord, întrucât, din punctul meu de vedere, faptul că, de-a lungul anilor, niciunul dintre proprietarii care au avut terenuri, fie care le-au dobândit prin reconstituire, fie care le-au achiziționat, nu a reușit să construiască nimic pentru pe aceste terenuri în curtea spitalului și poate până la urmă întemeiat datorită planurilor urbanistice care au fost întocmite, reprezintă o metodă de despăgubire și, din punctul meu de vedere, total corectă și terenurile să revină comunității, să aibă, într-adevăr, destinația pentru care au fost și care au avut de la început de altfel. Până la urmă, spitalul a avut o geometrie anume și au fost prevăzute mai multe investiții pentru ele. Mulțumesc. Doamna Ivanov. Mulțumim. Câte abțineri? De ce abțineri? Abțineri. Mai supuneți o dată la vot. Abțineri. Ce înseamnă abțineri? Da, sincer. Adică până mai și azi sunt aici. Ce vă vreți să facem acolo? Vă abțineți? Nu. Deci că sunt... De ce vă vreți să vreți să vă vreți să vă vreți să vă oameni buni, îmi cer scuze, văd că doamnele noastre nu sunt identificate, cine se abține? Dacă tot vă asumați un răspuns așa cum îl faceți, vă rog frumos mâna sus ca să vă vedem cu toți. Că nu știu pe cine să numere. Nu, doamna Ioana, vă abțineți sau nu? Nu se abține. Următorul punct al ordinii de zi, o singură
apreciere dacă îmi dați voie să, să o fac. Îmi pare rău pentru cei care s-au obținut. Nu știu ce motive puteți să aveți să vă abțineți la asemenea proiecte. Îmi pare rău. Am senzația că sunt momente când mi-am greșit și locul de muncă, când văd astfel de abținere. Mulțumesc! Adică atunci când sună într-un fel de expropriere și altfel de Doamne, un om v-a explicat un om care cunoștință de cauză. Nu ne dă pe lucru. Da? Da. Îmi pare rău. Îmi pare rău să aud, să văd astfel de loc. Dumneavoastră și domnul consilier prezident, care susțineți proiectul și acum, printr-un vot de abținere, să încercați să blocați cumva acest demers, care este atât de important pentru comunitatea noastră, este legat această expropiere și contractul de asociere, de amenajarea parcării, accesul la compartimentul de primele urgențe. Deci, nu cred că puteți explica asta dumneavoastră în comunității. Da, sigur a trecut proiectul, nu astăzi. Proiectul a trecut. Dar este regretabil poziția colegilor noștri că e vorba de interesul comunității noastre. Bun, mergem mai departe. Este vorba de aprobarea cu părere unui mobil, a făcut aici o introducere domnul Mărescu, e vorba de achiziționarea unui teren în suprafață de 1900 de metri pătrați, care are ca fundament necesitatea amplasării unei stații de pune sub presiune apei pentru alimentarea zonei Bacău Sud, în zona intersecției strada Arcadie Șepirici, Alexandru Prospăi, DG 119, spre localitatea Sărată. Noi am aprobat în mai anul acesta demararea procedurii de achiziții a unui teren intravidan din categoria de folosință arabă. Suprafața de 1900 întrunește condițiile tehnice de realizare care impun pe lângă dimensiunile minime amplasarea acestor la maxim 500 de metri de la intersecția anterior menționată, unde se află conducta existentă de alimentare cu apă. Achiziția imobilului, terenului mai sus, repet, este inclusă în programul de investiții al județului Bacău, aprobat de noi pentru 2019. Valoarea de tranzacționare în urma procedurilor de negociere este vorba de 300.000 de lei. Restul le-ați discutat în comisiile de specialitate, ați solicitat informații suplimentare. Este necesară această achiziție cât mai repede pentru a pune acest obiectiv și acest proiect în valoare și a concretiza. E vorba de alimentarea cu apă a zonei populației. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Mulțumesc. Abținere. O abținere. Următorul punct se referă la aprobarea unui imobil în suprafață 230.000 de metri pătrați, pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Terenul pe care îl deținem acolo este cumva destul, cu suprafață destul de mică, dar am început procedurile de negociere cu cei care au terenul în apropiere. Acesta este și subiectul acestui proiect. În cele din urmă, proprietarii au reanalizat oferta noastră, pentru că ei au cerut 45.472 și noi le-am oferit 39.500. Prin poziția de negociere. Au fost de acord, așa că vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării acestui imobil. Noi intenționăm acolo un obiectiv destul de important pentru bibliotecă, dar dacă permite, într-adevăr, trebuie și reușesc să mai achiziționăm, să mai planifică situația din cauza terenului, prin nevoie și de parcare, acolo și de acces și așa mai departe. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă.
Nu sună. Următorul punct se referă la dezlipirea două lături imobilul având numărul cadastral 94.197 situat în municipiul Bacău. Este vorba de terenul de la CAIX. E vorba de un proiect, iar în ghidul solicitantului, un proiect care se referă la sistemul de management al traficului pentru prioritizarea coridorului de transport public local și al deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău. Acesta este proiectul, ghidul solicitantului, în ghid sunt niște condiții specifice de accesare a fondurilor și se referă la următoarele. Solicitantul trebuie să dovedească că deține asupra imobilului unul din următoarele drepturi. Dreptul de proprietate, dreptul de administrare, dreptul de superficie și pentru dovedirea oricărei din drepturile mai sus, solicitantul trebuie să prezinte obligatoriu la declararea cererii de finanțare extras din carte funcțională din care să rezulte tabloarea imobilului ce face obiectul investiției. Așadar, pentru a se putea realiza acest proiect și cele solicitate de către primărie, este necesar un act autentic, adică o hotărâre a Consiliului Județean, de aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului, având numărul cadastral 84.197 și vă supun spre aprobare dezlipirea celor două loturi aflat în domeniul public al județului, în vederea trecerii imobilului în suprafață de 116 metri pătrați, de fapt este suprafața cea prin care trec conductele respective și trebuie să facă această dovadă, deci dezlipirea și acele 116 metri din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului Bacău. Vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. O altă solicitare, vorba de trecerea unui bun imobil, un fost depozit de pesticide din domeniul public al județului, în domeniul public al comunei Podoturcului. Avem solicitarea de partea Consiliului Local Podoturcului, ne-am comunicat hotărârea Consiliului Local de la Podoturcului pentru a trece acest bun imobil, un fost depozit de pesticide din domeniul public al județului, în domeniul public al comunei. Doresc acolo să folosească vederea depozitării de materiale și parcării utilajelor aflate în patrimoniul comun. Ca atare vă supun spre adoptare pentru de hotărâre privind trecerea acestui imobil din domeniul public al județului, în domeniul public al comunului. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Doamna director s-a avantat foarte succint, vă rog, faceți să ținteți la lecturatul de la întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, e vorba de lucrurile cu care a stat în decât, la urmă de instituții publice, din subordinea Consiliului Județean, respectiv Congresul Mondial de Științe din anul 2019, la Monica Mihai de Joramată, Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea Comunității de Salva și Direcția Județeană de Interes a Persoanei de Bacău, toate aceste instituții au propus modificarea statului de funcții în vederea promovării angajaților care iar Congresul Muzeal de Iulian Anonismu a propus deschiderea unui post vacant de restaurator și înființarea unui post de muncitor calificat. Având în vedere că toate aceste modificări s-au făcut cu cadrarea încălzirii de personal a bugetului pe anul 2019, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, colegi, dacă sunt intervenții, dar nu vă spun la vor. Ce este pentru? Mulțumesc că abține, împotrivă nu sunt. Doamna director, vă rog, vă rog. Având în vedere aplicarea metodologiei de reorganizare a centrelor de instituționale pentru persoanele de acordie cu calitate, aprobată de decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Calitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Socială a propus implicarea unor centre instituționale pentru adulți prin reorganizarea celor deja existente. De asemenea, modificarea structurii organizatorului și a vizat și reorganizarea centrului de management pentru ca și asistență maternală, unitarea serviciului de management de hastel, lucrătorul în partea serviciului esențial, reorganizarea centrului de servicii sociale Alexandra Onești, prin desfințarea din cadrul acestui centru a unor case de familiar și înființarea lor în cadrul centrului de la Căpoca, de asemenea, înființarea unui compartiment pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor, înființarea unui centru pentru servicii de asistență socială și suport comunitar și înființarea unui post de director general adjunct, asistență socială pentru copil. Toate aceste modernizate convin de redescrierea și transformarea unor posturi vacante existente în compartimentul de la de reorganizare și toate aceste modificări au fost în la de
Da, sunt intervenții, dar nu vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la modificarea arondării actuale a localității județului Bacău la servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor ca urmare a înființării și a vizării funcționării servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor în amărgine. De fapt, este vorba de a continua crearea acestor servicii cât mai aproape de cetățean. De nu mai veni la serviciul județean, la Direcția Județeană de Evidență, ci de... Noi am mai aprobat înființarea acestui serviciu și ne-am dat avizul și la Tamaș, Coci, Josen. Am dat la Tamaș și iată astăzi venim cu acest creat în funcție, avizării funcționării acestui serviciu public, așa cum cere legislația, în comuna Mărgine. Vorba de peste 10.000 de persoane care locuiesc în, la Mărgine și astfel scurtăm timpul de rezolvare a problemelor de evidență la persoanelor având acest serviciu cât mai aproape. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a localității județului Bacău la servicii publice în comunitate locale de evidență a persoanelor ca urmare a ființării și realizării funcționării serviciului public în comunitate locale de evidență a persoanelor din Mărgine. În sensul că Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor deservește populației și sunt arundați la localități în care le-ați discutat și în comisie, mai puțin Mărgine astăzi. Așa că vă supun spre aprobare cine este pentru. Mulțumesc! Abține, împotrivă, nu sunt. Punctul 24. Mi se cere exercitarea dreptului de preemțiune. Noi venim în fața noastră neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Casa Polță. Suntem la limită cu timpul. Am dorit, fiind într-o poziție foarte bună în centrul Bacăului, cu Buza Bodă, chiar lângă liceul Ferdinand, din documentația înaintată de Direcția Județeană pentru Cultură, imobilul este compus din teren în suprafață 945 de metri pătrați, din care crește 80 metri la suprafață construită la sol, respectiv locuința 362 și garajul 18.000. Prețul era un suma, era una destul de 200.000 de euro. Eu în clădire, monument istoric, numai că am decis să verificăm un pic în ce stare se află și dacă, într-adevăr, se vorbează cu aceste documente ca și teren, ca și accesibilitate, și reprezentanți din aparatul de specialitate, inclusiv conducerea județului, eu personal am fost acolo, dar am constatat că această clădire s-a făcut într-o stare de avansată de degradare, așa cum reiese și din planșele foto care dumneavoastră le aveți atașat. Din păcate, da, nu avem nici banii necesari anul acesta, să zicem, să prevăzutem cu această destinație, dar nici în următorii 2 ani să găsim o sursă de finanțare care să intervenim pe această clădire. Mai mult decât atât, accesul cei 942 nu i-am identificat pe cei aproape 1000 de metri pătrați, trebuie să treci prin curtea sau pe terenul a unei proprietăți private ca să ajungi în spatele clădirii sau să ai acces la cele garaje care fac parte din fișa cadastrală. Ca atare, vă supun spre adoptare proiectul de privind neexercitarea dreptului de direcție de către județul Bacău pentru cumpărarea acestui imobil cu Casa Polță, azi Direcția Județeană de Bacău. Dacă îmi permiteți o întrebare? Vă rog. Doamna. Dacă știm în favoarea cui se exercită, nu se exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea acestui imobil și când se va scăde la acuzare? Nu, doamna, nu este ceva. Asta este procedura atunci când imobil trebuie și încercite autorități în primăria Consiliului Județean și abia după aceea. Nu e exercitat dreptul de preemțiune sau nu, în favoarea cuiva. Teoria nu știu, da. Practica.
Păi nu vreau de timp, vorba de proceduri pe care ești. Nu facem nici vreme și nici teorie. Ideea era, noi am pus o cumpărăm asta, sincer, că e o clădire de patrimoniu, e o clădire în moment istoric, e centrul Bacăului și asta a fost intenția. Ca și multe alte, nu e singură. Dar situația în care s-a aflat și faptul că nu am identificat terenul, suprafața de teren care este menționată, am dat un nou cuprens. Domnul președinte, tot în cadrul comisiei am explicat că s-a discutat și această problemă. Ca să răspund doamnei consilier, la documentația pe care ați primit, există actele care dovedesc de proprietate al moștenitorilor, ce au revendicat pe care judecătorească, ulterior au mai decedat dintre ei și dacă într-adevăr vă interesează, le găsiți că există cutitul de informații, au fost făcute prin casă de avocatură din București. Da, mulțumesc, da, dacă vă interesează, sigur, trebuie să vă ascultați cu moștenitorii care sunt atâtoare proprietate. Sunt locuiesc în București. Da. Dacă nu mai sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abținere, împotriva. O abținere, două abținere, trei abținere, patru, cinci. Cinci abțineri, da? Vă rog să vorbiți cu suflați. Mai am văzut și tot. Și dispații bine, liberate sunt pentru prezervarea monumentelor istorice. Ne abținem. Da. Bună mențiune din partea colegului, ca și la Casa Crăcicov. Da. Din păcate, în funcție de interesul, nu e vorba de principii aici, interesul unora sau altora de grupul PNL. Era un conflict de interese, mă mulțumim, era un chiriaș. Era un conflict de interese. Dacă vreți să facem o dezvoltăm subiectul ăsta cu documentele de masă, dacă doriți. Nu avem nimic de asta. Era o chiriaș, era un contract. Da. Deci, încă o dată, cine este pentru? Vă rog, numărați. Cine s-a țin? Deci, trebuie să dăm la grup. Numărăm. 10 abțineri și 25. Doamna director Mitra Bruc, următorul punct al organizării statului de execuție, în codul de execuție bugetară, primesc un 2. O sinteză, vă rog. Programele aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020,
subiectului activării de credite bugetare în cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în compoziția și prevederile legii finanțelor publice locale 1973-2006, care prevede posibilitatea activărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul. Astfel propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la bugetul macro, concomitent la partea de venituri și la partea de cheltuieli cu menținerea echilibrului bugetar, precum și firele de credite de angajare și credite bugetare între capitolele bugetare. Ca urmare a semnării adăpării unor proiecte finanțate din fonduri externe de la bursare și a solicitării unor instituții aflate sub ordinea Consiliului Județean. Detalierea exigențelor asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare de surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli între coarte capitole și subcapitole, paragrafe respectiv, titluri, articole și alinate, sunt prezentate la anexa la proiectul de hotărâre. De asemenea, detalierea exigențelor pentru fiecare obiectiv de investiții pe capitole bugetare, credite de angajament și credite bugetare pentru aparatul produsului și pentru producătorii de credite sunt prezentate în anexa 3 la proiectul de hotărâre și anume programul de investiții al județului Bacău. Față de cel prezentat, se oferă într-o proiectul de hotărâre privind rectificarea acestui de venit și de venit al județului Bacău, care o supă și prea promovare. Da, dacă sunt intervenții, dar nu vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Bacău, de este vorba de rog Corea și dar. Noi am avut o analiză a tipului obiectiv, în parte în funcție de pașii pe care au parcurs, mai avansat sau mai puțin, am făcut foaia de parcurs la sfârșitul anului și am reașezat un prin buget. Despre asta este vorba. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al unui se referă la aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul asociației la ADIS, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitizare Bacău. Așa cum cotizația noastră care este de 1 milion, fiind în procesul de executare silită, așa după cum cunoașteți perioada noiembrie până în aprilie, am reușit această performanță de ieșire din zona aceasta neagră, nu numai că am ieșit, iată că acum suntem cumva la zi, chiar puțin în avans cu plățile, în sensul că factura de luna mai a fost plătită la operatori, ea având termenul undeva până la sfârșitul lunii august. Acum ne concentrăm pe activitățile de monitorizare privind corectarea reciclarei. Și va ajuta și dumneavoastră, în zona dumneavoastră și în area dumneavoastră de competență, fiecare consiliu județean în parte, să ne implicăm în această activitate. Personalul de la ADIS este foarte, foarte puțin. Ne gândim și aici, să vedem în ADIS, o să discutăm asta, de a umbla un pic la organigramă și de a reține în cont că avem acum doi operatori și tot județul. Și iată că, în urma vizitelor în teren, au apărut unele îmbunătățiri. Și aș putea menționa aici Sascutul, Mănăstirea Cașin, Măgireștiul, în care implicarea primarilor și alături de personalul de specialitate în cadrul ADIS și ceea ce trebuie să facă operatorii prin contract, au adus, într-adevăr, unele îmbunătățiri, dar targetul a reciclat este de 15% din totalul deșeurilor menajere. Un target care trebuie atins, ar trebui să sunt niște penalități. Azi am reușit această performanță de a duce undeva la 1,5. De aceea trebuie fiecare cetățean și fiecare din noi, în area despre responsabilitate, să ne implicăm, la fel și operatorii, și alte proiecte, adică căutăm alte surse de finanțare prin care să venim cu proiecte și să completeze acest serviciu, sistemul de management integrat al deșeurilor care derulăm astăzi cu cei doi operatori. Așadar, vă supun spre aprobare cotizația județului ca să putem să o dăm la patrimoniul asociației. N-am făcut-o până astăzi, imediat după aprobarea bugetului, pentru că n-ar fi putut altceva decât să ducă la executorul județului. Ăsta a fost motivul de a venit astăzi și probabil și celălalt de comunități la fel. Ea a fost prins în buget, dar nu am aprobat-o pentru că imediat după ce a aprobat puterea executorului să intervină. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt.
Următorul punct la ordine se referă la prelungirea valabilității programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil pentru perioada 1 ianuarie 2014 2019. E vorba de ordonanță de urgență cu care a apărut acum câteva săptămâni pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. Și se prelungește până la data de 30 iunie 2019, ca atare venim acum în fața dumneavoastră și vă supun spre aprobarea acest proiect pentru a prelungi valabilitatea programului de transport aerian existent. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Domnul vicepreședinte, prazăți, rogul cuvântul mă supun atenție în proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții construire, parcare, asamblu, spitalice, strada, calea Mărășești, numărul 20B și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 49 din 29.3.2019, s-a aprobat asocierea de principiu dintre municipiul Bacău și județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții construire pentru ansamblu spitalice, strada, calea Mărășești, numărul 20B. Facem precizarea că la articolul 3 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 49, în 2019, s-a prevăzut faptul că contractul de asociere va fi supus spre aprobare Consiliului Județean Bacău odată cu documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții. Prin adresa numărul 7154 din 9 iulie 2019, înregistrată la Consiliul Județean, municipiul Bacău ne-a transmis documentația tehnico-economică întocmită de către SECE Interproiectele de Bacău, fază de prioritate, studiu, fezabilitate pentru obiectivul construire, parcare, ansamblu, strada, calea Mărășești, numărul 20B, din care rezultă că valoarea totală a investiției este de 1.819.686,35 lei, inclusiv TVA, din care construcții plus montaj este de 1.472.473,85 lei, inclusiv TVA, durata de execuție a lucrărilor fiind preconizată a fi de 5 luni. Principalele lucrări cuprinse în proiect sunt lucrări de canalizare. Se vor realiza racordurile la canalizare pentru gurile de scurce și gurile care sunt prioritate. Lucrări de iluminat. Se vor efectua lucrări de racordare a sâmpurilor de iluminat proiectați. Lucrări de drumuri cuprinse cei cuprinde lucrări de terasamente, realizare de sistem rutier nou, montare borduri, montare pavaje de trotuar, realizare semnalizări. De asemenea, se prevăd 112 locuri de parcare perpendiculare cu dimensiunea de 2,5 metri ori 5 metri și 19 locuri de parcare oblice, tot cu aceeași dimensiune. Acestea vor fi delimitate cu trotuare sau spații verzi ce vor proteja, vor fi protejate de borduri. După cum bine ați văzut, căile de circulație propuse a se realiza vor avea lățimea de 6 sau 7 metri, creându-se posibilitatea circulației pe două sensuri. Aceste căi de acces au fost configurate astfel încât să asigure accesul cât mai ușor spre utilitățile de primire urgență, iar accesul despre strada care mai încerc să se poată reface, având configurația de 4 metri în acest moment. Totodată, în conformitate cu prevederea articolului 2 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 49 din 2019, în cadrul contractului de asociere, anexul la proiectul de hotărâre supus pe adoptare, s-a prevăzut că în valoarea totală estimată a contractului de asociere de 1.819.886,35 lei TVA inclus, contribuția județului Bacău constă în finanțarea în procent de 90% din valoarea lucrărilor de execuție a proiectului, adică de 1.532.719,12 lei TVA inclus, restul finanțării fiind asigurat de către municipiul Bacău. Nu sunt intervenții. Domnul de echipă. Vă rog. Dar să nu prelegeți să ne mărere. Din oameni rapă de echip și să meargă acest proiect. Dar asta că toți suntem la... Cel mic, scuze, v-ați abținut la expropiere? V-ați abținut, nu?
Vorbim de la dacă mă ascultați, vă rog întrebări. Iar mă ascultați. Vă rog, domnule deputat. Deci, dacă tot suntem la asociere, știți boara aia mai bine. Nu știu, vă rog, vă rog, dumneavoastră, de la putere, asociere între municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău, să amenajăm un pic parcarea asta din spate, cele mai importante clădiri din județul Bacău, pentru că am niște poze pe Facebook, dacă vedeți, mi s-au legislatului groaznice. Și dacă vreți, domnul vicepreședinte, mergem un pic după ședință să ne uităm. Nu, am spus, nu e nevoie, știm, cunoașteți mă. Cunoașteți, da, domnul vicepreședinte, mi-a promis că se ocupă, dar nu s-a ocupat. Nu, dar nu-i domnul, s-a ocupat, domnul, nu-i vorba de asta. Vă rog, faceți un proiect noastră, ca să nu-mi place un proiect să nu fie de acord. Nu, dar nu-i vorba de asta. Dacă aduceam moldovenii prin spatele clădirii și aduceam aici, nu mai vreau bani de stadion. Vă spun sincer. Hai, faci asociere. Mulțumesc frumos, am zis. Există acest proiect. Există situația în care chiar vă și politici și știți foarte bine, adică știți foarte bine că această clădire, pentru că de două ore a ajuns la promulgare de trecerea acestui clădiri din domeniul public al statului, în domeniul public al județului și dată în administrarea Constituția și a fost întoarsă de președintele țării de două ori trimisă la de. Deci, toate aceste, inclusiv terenul din spate. Așa este. Deci avem proiect, tot nu puteți să. Și am prins și bani pentru expertiza acestui clădiri și a terenului din jur, care țin de. De asta e. Dacă vă dați să vorbesc personalul președinte. Nu, chiar să vorbesc așa. Poate rezolvați în campanie. Da, mâna nu se știe. Da, există proiect, așa e. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare în această sesiune. Cine este pentru? Mulțumesc, abține. Împotriv, abține? Mai sunt? Da, doamna Stoica, o abține. Da. După ce acum, următorul punct al ordinii de zi, mai avem un pic de liniște, că mai avem două, trei puncte și încheiem. Da, știu, răbdarea, dar sperăm să ne încadrăm în cele două ore și jumătate. Nu, nu, nu știți nimeni. Stați și știți, nu știți, știți, nu veți beneficia de ce parcare de asta, știți, știți, știți. Da. Da, 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 da. Să știți că vă fac vreau să vă zic ceva. M-am pregătit pentru acest proiect, citind chiar și hotărârile din trecut, în care domnul Mihailă, în 2015, îi cerea mai mult spațiu verde și parcări. Iar o altă doamnă consilieră care a venit de față cerea toaletarea copacilor în anumit fel. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați susținut acest proiect. Mulțumesc! Domnul Vici, dacă vă gândesc despre plața lui Vici, nu mă reușeam, e adevărat și fac și o subliniere. Poate găsim soluții ca aceste parcări care se fac să nu stau în detrimentul arborilor care au mai rămas în grămăcurte. Cred că pot coexista și parcările și un tip de acele parcări de interes care s-au mai făcut în municipiu, pentru că trebuie să vă amână rău. Și chiar o să urmăresc să nu fie sacrificat niciodată. Cred că se pot găsi soluții pe aici. Dar am văzut că noi, înainte de a începe investiții, prima dată e un arbor. Când e făcut, când e făcut, că asta e. Mi-ați dat-o la filial, trebuie să o folosesc. Mulțumesc. Era v-a dat-o la filial pentru că ați votat proiectul propus de mine, legat de pediatrie, dar, din păcate, colegiul meu a susținut. Probabil că e vorba de comunicare și de care se vădă de proiectul. Da, ați susținut și acum, tot ce înseamnă spațiul verde sau arborii de acolo, nu au fost cu toate investiții și toate șantierul care e acolo. Are o președinte. Lucrare vine execuție și... Chiar în fața pavilionului administrativ, deci am ridicat foarte multe, am dat foarte multe de la arbori. Și am spus că trebuie să avem mare grijă de arbori din curte, erau și arbori seculari. Așa numit de valoritatea, a fost până la urmă la o scadă. Sunt vreo 2-3 exemplare și acum, dacă vrem, mergem și vedem, sunt arbori care au fost, făceau umbră,
soluție pentru cei care erau în interanță stat. Acum ești în curte și încă mai unde sta la urmă. Nu mai zic de aerul care este aproape de strani. Deci, mă duc și vedem. Deci, din păcate, semnalul de alarmă pe care l-am tras nu era chiar așa cu dispoziții sau mă rog, nu erau feroz. Care erau foarte justificate. Am de aceea, mai clar, din păcate, ar vrea ca ceea ce facem să nu mai se aplicăm niciunul. Și așa se poate și zic. Mulțumesc. Dar văd că vă pricepeți și la toaletarea barburi și vă dați seama că nu toaleta nici managerul, nici orice, mă aduc firmă de specialitate, în așa un cu făcut aleță și cu toaletarea, așa cum vezi toată coroana. Asta e. Vedeți că fiecare trai, deci știți foarte bine că nu se taie digitalul fără autorizație. Eu n-am zis că n-am avut autorizație. N-am autorizație la autorizație din Sădau și cu o ultimă mențiune, dacă îmi dați voi, sper că traiectoria intrării la UCU nu trebuie deviată pentru un arbor. Acolo am putut pentru UCU. Mulțumim. Trebuie să mai luăm un considerat și prima. Prima. Stimați colegi. Din cauza asta s-au lăsat. Locuim arbori cu mea din pasie. Mai avem un lucru că l-au prezit, mă rog. Următorul punct al ordinii de zi, la asocierea județului nostru cu Uniunea Scriitorilor din Bacău, filiala Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, în vederea organizării de desfășurări a primei ediții la toamna bacoviană a scriitorilor. Evenimentele aici sunt propuse a fi în 8-9 noiembrie. Ținuta de excepție și turma acestei ediții vor fi asigurate atât din salonul cărții, care va aduce în fața publicului cele mai valoroase și noi apariții editoriale din domeniul prozei, poeziei, teatru, eseului și tehnicii literare, cât și de itinerariile scriitorilor la obiectivul culturale bătoane. În această seară o masă rotundă cu teme specifice, cât și decernarea și decernarea premiului, dintre care premiul Opera Omnia, premiul special George Bacovia, și cartea anului Internul pentru Lejut, dedicat într-o care debutează în volum. Iar pentru desfășurarea acestui proiect s-a fundamentat un buget peste 31.500, deci mai precis 31.650, din care contribuția prețului de 24.750 lei. Creditele bugetare aferente vreau să prevăzut din bugetul local aprobat de noi în aprilie 2019, ca atare vă supun spre adoptarea acestui de proiect de hotărâre privind asociarea acestui factor cu Uniunea Scriitorilor din România, fie la Bacău, în vederea organizării și desfășurării acestui frumos proiect, Toamna Bacoviană a Scriitorilor, ediția I-a. Noi avem Vasile Alexandri și George Bacovia pe Dumnezeu și cred că este și un bun eveniment care promovează atât personalitatea George Bacovia, cât și comunitatea, județul nostru și toate celelalte personalități culturale. Vă rog, doamna. Da, da. În Comisia de Cultură am aprobat schimbarea datei privind desfășurarea acestui proiect, discutând și cu organizatorii, pentru data de 1-2 noiembrie față de 8-9 noiembrie. De aceea venim în fața plenului să fiți de acord ca data desfășurării proiectului Toamna Bacoviană a Scriitorilor să se desfășoare în zilele de 1 și 2 noiembrie. Deci, mulțumesc! Specialitatea cu acest amendament de modificarea datei 1-2 noiembrie. Da. Dacă mai sunteți de acord, să prea aprobare cu acest amendament. Cine este pentru? Mulțumesc! Abținere, mulțumesc! Sunt. Cireți, abținere! Da, da, e cu votul. Da, mulțumesc. Domnul vicepreședinte Fraț, foarte scurt. Vă supun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții în lucrări de extindere și dotare de lucrări nou, compartiment radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean cu numărul 13.881, Spitalul Județean Bacău a transmis proiectul numărul 10
în 2018, întocmit de către SECE AX Design Group SRL, fază de proiectare de alei pentru proiect de investiții, lucrări de extindere și dotare în funcă, nou compartiment radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău, în vederea supunerii acestuia sub aprobare. Din păcate, în prezent, Spitalul Județean de Urgență Bacău dispune de un singur compartiment de radioterapie, în condițiile în care numărul de bolnavi aflați în evidența oncologică este de peste 6.900 doar în Județul Bacău. Numărul de cazuri tratate era de circa 650 de pacienți pe an, reprezentând 60% din județele limitrofe. Nevoia de servicii medicale de acest tip este de peste 4.000 de pacienți pe an, luând în calcul și pacienții din județele cu adresabilitate tradițională. Prin extinderea compartimentului de radioterapie în cadrul Spitalului Județean Bacău, un al doilea bunker de radioterapie, probabilitatea de a avea succes este foarte mare și s-ar putea asigura servicii medicale de foarte bună calitate pentru circa 1.000 de pacienți pe an. Dotarea cu aparatură de înaltă performanță, existența unui personal calificat și supra-specializat ar conduce la creșterea eficientizării actului medical și reformașterea Spitalului Județean de Urgență ca unul din cele mai apreciate spitale. Au fost analizate două scenarii tehnice de realizarea acestei investiții, astfel având două variante. Varianta 1, extinderea clădirii în lungul fațadei principale, alocarea bunkerului nou de cel existent, iar acest lucru, având avantajul acestei variante constructive, de a putea efectua lucrările de extindere fără oprirea activității medicale și fără a modifica instalațiile aferente existente pe amplasament, iar ca singur dezavantaj poate fi numai unul estetic. Luând în considerare avantajele și dezavantajele menționate, proiectul a propus adoptarea variantei 1 de realizare a obiectivului de investiții. Față de cele prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare bunker nou, compartiment radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău, rezultați la fază de proiectare, așa cum prevede în documentația de avizare, având valoarea totală a investiției de 23.518.555 de lei, din care construcții montaj 3.035.594,80 lei. Dacă nu sunt intervenții, înainte de a spune la vot, dau cuvântul doamnei director. Dinu, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Am să vă prezint câteva argumente ale spitalului referitor la necesitatea existenței celui de-al doilea bunker într-o instituție în care există deja un accelerator. În primul rând, avem o echipă medicală și de servicii deja formată la acest moment. În cadrul serviciului de radioterapie lucrează 3 medici, un medic coordonator și 2 medici tineri care au venit anul acesta și 15 asistenți. Practic, echipa este deja formată. Pacientul, în momentul în care este trimis către serviciul de radioterapie, este diagnosticat, îi se întocmește planul de tratament și este preluat. De asemenea, necesitatea unui al doilea bunker este foarte importantă din punct de vedere a capacității de a oferi o continuitate în serviciile medicale. În cazul în care se strică unul din accelerator, atunci pacienții nu sunt nevoiți să întrerupă tratamentul sau să se îndrepte către alte centre. Practic, ne putem asigura continuitatea medicală. Am să vă preamintesc, am să fac o scurtă prezentare a acestui compartiment. Primul pacient care a intrat în tratament efectiv, prima ședință de radioterapie a fost pe 13 iulie 2017. În a doua jumătate a anului 2017 și 2018 au beneficiat de tratament complet. Asta reprezentând în general între 20 și 40 de ședințe de radioterapie, un număr de 400 de pacienți. Dar pentru că adresabilitatea este în creștere, și de aproximativ 10 luni lucrăm cu două ture
în fiecare zi, vreau să vă spun că anul acesta, până la acest moment, deja 250 de pacienți au încheiat tratamentul de radioterapie. Cifrele vorbesc de la sine. Vedeți în fiecare zi impactul patologiei oncologice, neoplasmele cerebrale, pulmonare, de sân, ginecologice, este în creștere. Practic, patologia oncologică este cea mai frecventă în prezent. Necesitatea sau nevoia pacienților de servicii medicale de radioterapie este în creștere de la zi la o zi la alta, astfel încât vă rugăm în numele colegilor mei să aprobați acest proiect care ar aduce un beneficiu, în primul rând, pacienților care trec prin această suferință și, în al doilea rând, și spitalului și comunității, pentru că am putea oferi servicii medicale de anual standard și în număr mai mare. Vă mulțumesc! Ce aș dori să mai adaug, doar că acceleratorul, valoarea acceleratorului al doilea accelerator va fi în jur de 15 milioane de lei din fonduri guvernamentale. Vă mulțumesc! Da, foarte bună mențiunea asta. Asta vreau să zic și eu că în urma extinderei și a noului bunker urmează dotarea din surse guvernamentale și cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât mai bine. S-au avut toate mersurile și toate discuțiile și corespondența necesară la nivel din Ministerul de Sănătate. Avem certitudinea că se va concretiza acest lucru în funcție de cum ne mișcăm și noi. Așadar, reținând de cuvânt, există această posibilitate și este păcat să nu fie. Vă supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Abținere, doamna Stoian. Și ultimul punct al ordinii de zi, un proiect frumos, aflat cred la a treia ediție asta, anul acesta, Festivalul Antic Tamasidava, ediția a treia. Domnul vicepreședinte, așa de scurt, sinteză. Prin adresa numărul 18 din 15 iulie, înregistrat la Consiliul Județean, Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvare în Bacău a transmis o notă de fundamentare prin care propune organizarea proiectului Festivalul Antic Tamasidava, ediția a treia. Organizatorii au pregătit pentru cele 20 de festival un program bogat pentru cei care iubesc istoria transformată în spectacol, program ce cuprinde atât evenimente culturale și științifice, cât și spectacole de reconstituire istorică, parade astronomice, ateliere antice, târguri de sclav, jocuri de gladiator, lupte între daci și romani. Festivalul Antic Tamasidava, ediția a treia, se va desfășura în perioada 31 august-septembrie 2019, în Parcul Chirăiești, unde vă veți putea delecta împreună cu toată familia la activități pregătite de către organizatori care vă vor prezenta viața din perioada istorică a cetodacilor. În cadrul festivalului vor avea loc, după cum v-am spus mai sus, târgul de sclav, bucătăria antică, prezentarea luptătorilor, ateliere, antrenamente de luptă, lupte de gladiator și jocuri romane. Pentru desfășurarea bunei condiții a proiectului s-a fundamentat un buget total de 101.000 lei, sumă care va fi suportată din bugetul aprobat al Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont în Bacău pentru anul 2019. Față de cele prezentate, dacă nu mai sunt intervenții, vă supun spre adoptare, aprobare, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Pentru perioada de desfășurare a acestui festival este, domnul director, 31 septembrie. Da? Deci, iar Sede Diasporii, un alt proiect al Consiliului Special, Filarmonica, va fi 23-24 august. Deci, cu un weekend mai devreme, e bine să medializați aceste evenimente și să avem parte de o participare de mai multe la sigur. Vă mulțumesc mult și